Vă salut abonații și urmăritorii canalului meu de YouTube. Haideți că astăzi vreau să vă arăt cum descărcați de pe telefon, pe calculator sau laptop cei care aveți instalat Windows 11. Pe Windows 10 v-am arătat, îl găsiți pe canalul meu de YouTube. Bun, luați cablul de date. Cablul de date este cel cu care încărcați telefonul, da? Îl detașați din acel încărcător, scoateți USB-ul, îl băgați partea de USB, îl băgați în calculator și cealaltă parte în telefon, da? No. Bun, eu hai să-l bag acum în calculator, într-un port USB. Eu îl bag aici în față. Așa. Deschideți acest computer și vedeți aici, sus pe telefon, scrie se încarcă dispozitivul. Acesta are rol și de încărcare al laptopului, dar voi apăsați pe el și după cum vedeți scrie, acum nu știu fiecare ce telefon folosește, eu folosesc Xiaomi, dar și la Samsung, am avut Samsung și acolo trebuia doar să dai accept, adică să se conecteze cu calculatorul tău, da? Eu am aici transfer de fișiere și Android Auto, deci ambele, da? Și eu apăs pe transfer fișiere pe ecranul telefonului. Așa, am apăsat și acum vedeți aici am dispozitivul meu, adică telefonul meu. Vedeți memorie internă, da? Cei care aveți date în telefon, nu aveți sau puteți să aveți și un card de memorie, trebuie să accesați cardul de memorie sau memoria internă. Eu nu am card de ăsta de memorie, am doar memoria internă, după cum vedeți, am și liber 72 de giga, așa că dublu click și mergeți aici la DCIM. Așa, dublu click și aici camera. Deci tot ce ați filmat, tot ce foto, video aici, da? Dublu click și, după cum vedeți, am aici pozele, filmulețele și toate alea. Bun, cum faceți voi? Nu știu, le luați cumva așa, ori le luați una după alta, copiere, da? Dați click pe copiere și după mergeți unde vreți voi pe calculatorul vostru și îl descărcați. De exemplu, îl băgați la imagini, aici în dreapta, la imagini, nu știu, click dreapta aici și în Windows 11, dacă nu vedeți lipirea, dați aici, afișați mai multe opțiuni. Click pe el și lipire aici. Și o să ai poza asta, clipul descărcat pe calculator sau laptop, da? În folderul imagini. Bun, în caz că vrei invers, adică de pe calculator pe telefon, dar vrei o muzică anume, să-ți sune, să-ți facă, să-ți dragă, sau documente de pe PC, laptop, pe telefon. Aceeași chestie, intri tu aici în dreapta. Stai să mi-l fac mai mare. Intri frumos. Așa, în calculatorul tău, ăsta este PC-ul tău, da? Așa, merg, nu știu, în partiția D și tu ai, nu știu, acte de card de energie, uite, sau nu știu ce. Așa, și electrica. Bun, o factură, ce am plătit și eu. Bun, hai că, stai că aici sunt niște date. Hai să văd ce pot să descarc. Să n-am și o poze. Ai o poză cu mine pe aici, uite, cu calculatoarele mele. Bun. Aici am poza asta cu calculatoarele. Da? Deci click dreapta pe el. Și aici. Dacă nu găsiți aici copiere, dați aici, afișați mai multe. Mergem la copiere. Aici. Click pe copiere. După care mergem la Xiaomi 11T. Mergem aici înapoi, deschidem și la DCIM aici și la camera.
Așa. Clic dreapta. Așa, aici afișați mai multe și lipire. Și uitați poza cu calculatorul meu, da? Vechiul calculator. Bun, deci poți să și descarci de pe telefon, dar poți să și încarci de pe calculator, laptop, în telefon. E foarte simplu, da? Bun, sper să vă ajute acest tutorial video și o să vă mai arăt și alte chestii. Vă salut!